Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Hai să mai facem un episod înainte să pună boxurile. Am văzut că s-au pus boxurile deoarece am primit aici o notificare la inbox. Stai puțin. La inbox și uitați-vă ce am primit aici. Brawl Stars Donation of Skin Player Icons. Am primit 1 miliard de player icons și Donation of Skin Pins. Ia să vedem ce am primit aici. Deci ia uitați ce am primit. Ok, ăsta. E o grămadă de iconuri și nu știu de ce. Le-ați primit și voi sau le-am primit? Nu știu. Mă gândesc că le-a primit toată lumea sau le-a primit în funcție de ce brorori ai, că sincer nu știu despre ce este vorba și sunt destul de faine. Că de la Edgar, hai că mai dau așa puțin peste, ai mă, am primit 100, da, cred că e una de la fiecare brawler. Cred că s-a făcut un rework cum ar veni, s-au făcut câteva schimbări și le-am primit, sunt cam multe. Vine 80 de brawler sau cât sunt, 80 ceva. Ok, și după aceea mai avem și ăsta. Wow, astea chiar sunt faine. Dar nu înțeleg de ce le-am primit. Le-ați primit și voi, le-a primit toată lumea. Că am crezut că s-au pus deja boxurile. Chiar când se pun boxurile, că vreau să ne jucăm. Și astăzi vreau să fac ceva. Cred că este timpul să-mi duc și eu un brawler la 700. Acum cel mai simplu ar fi cu Edgar să mă joc, că n-aia destul de aproape. Ar trebui să mă joc cu Edgar. Ce skin fain avem? O să iau pe ăsta, că-mi place destul de mult. Nu pe ăsta, cap mare. Deși ăsta e cam forță, mă, de mine, de-abia să-l avem și pe ăsta. Și asta e forță bună, o să jucăm cu ăla momentul de față. Ok, ok, asta ce am? Shield-ul? Nu o să folosesc asta, așa. Și aici apare ceva nou la shop. Mereu apare ceva nou la shop. Oh, prehistoric Frank. Ok. S-a făcut reskin-ul. Și Ghost Raider Bull. Stai, dar ăsta le aveam deja, de ce-s cu plată? Asta e faină. Tentacul Bonnie. Ok. Oh, ce fain skin. Dynasty Dynamite. Dar asta pot să-l cumpăr practic cu tokens-urile astea, cu, cum se cheamă astea, cu blinguri. Hypercharge-ul de la MZ. Și eu găsesc sigur o grămadă de hypercharge-uri care le cumpăr cu bani. Dar nu o să cumpăr acum, pentru că o să vreau să văd ce apare nou update. O să iau astea. Așa, o să luăm dacă putem. Merge cam greu shop-ul, merge cam lăgui shop-ul. La început lumea să joace Brawl Stars. Mă duc așa puțin la Bull. Să vedem și la Frank. Vedem unde e Bull și Frank. Aici e Frank. A, uite că am skin-ul. Am skin-ul. Și au mai fost o culoare, dar au mai făcut și varianta asta. Deci de ce mă duci în shop? Ce mă duci în shop, mai am înțeles. Și cred că l-am și pe ăla de la Bull, înseamnă. Bull nu-i mai sus decât... Mă, am crezut că mă joc cu Bull, dar nu mă joc cu Bull. Mă joc mult cu ăsta. Bun, și dacă dăm la Bull, da, avem varianta asta. Dar pe lângă varianta asta de viking, care e destul de faină, au mai făcut o variantă. O, și asta cu leu e destul de fain. Am mai făcut o variantă care e ceva mai faină. Bun. Ok, bun. Haideți să jucăm cu Edgar. Dacă avem ceva aici deschis, o să deschidem după. Vreau o cutiuță, ceva. Bun. Una singură. Pot deschide acum, dacă e doar una singură. Ia să vedem. Mitic. Haide. 200 din astea. Avem prea multe. Bun. Vreau să văd exact ce să joc cu ăsta. Să joc un... Hai să jucăm un ranked. Mă, joc un rank cu Edgar. Dar dacă îl pierd, o să joc la normal, că vreau să fac 700 cu Edgar. Deci scopul meu este nu să fiu... Oh, de bine. Knockout. Merge Edgar-ul. Na, găsește-l. Găsește-l, că data trecută... Hai, uite aici. Bun. Ok, să luăm asta. Da. Bun. Asta e bună, așa să facem ultimatul. Bun, haideți să jucăm. Păcat că nu pot să aleg și skin-uri aici. Ia să vedem să câștigăm un match. La rank, să joc jumătate cu Edgar, da. Ok. Leon, Poco și... Ăla mic. Bun, să vedem cum ne surcăm. Din punctul meu de vedere, nu o ducem foarte bine. Deoarece... se distrug și astea. Este un avantaj. Uite un acolo, să mă duc să mă bat. Bă, Poco, lasă-mi pace. Poco! Nu fi rău, Poco. Poco, nu fi rău. Ai skin fine, dar nu fi rău. Și că să mă duc să-mi fac cu Poco. Oh, bă, ce îl bat, mă, pe Leon ăștia, măi. Mie-mi trebuie doar să-mi fac ultimata. Se las pe ei să dea poc. Așa. Bun! A, doar Poco. Nici nu fac nimic. Îl las să-i bată. N-am făcut nimic pentru că n-avea rost să-mi consum ultimata. Hai că mă duce echipa. Mă duce. Are grijă de mine. Bă, Leonule, nu fi nesi... Oh, lor bătut pe al nostru. Bate-l! Bate-l!
Și a fost acolo, băi, că am bătut doi. Ok. Bă, îmi crește la Edgar sau nu crește dacă joci ranked? Nu cred că crește. Tot 640 am. Măcar am primit un epic aici. Am primit 100 din astea. Da, nu cred că crește. Da, nu crește. Bun, trebuie să jucăm la normal. Hai să jucăm un solo showdown. Acum, știți care este faza? Sunt unele planșe care sunt absolut perfecte pentru un anumit brawler și dacă n-ai ce trebuie, nu merge. Ia să vedem. Ok. Bă, Ruto, ce-ai făcut? Lasă-mi astea, ca să fiu puternic. Bă, fac video, lasă-mă. Deci nu mă supăra, că exact la tine vin să te bat. Lasă-mă pace să-mi fac viața aici puternică. No, de mine, nu o să mă lasă ăștia. Nu mă lasă. Stau aici. Bă, pisica asta, nu m-aș bate cu ea. Că e destul de puternică. Uite-l pe Leon. Așa, perfect. Hai că te bat, gata. Cât am luat! Bun, frumos, frumos, frumos. O să stau aici. Francule, pare rău. Măcar n-aș tu că ești acolo. Ok, mai sunt 3. Maimuța nu o să fie ușor să o bat. Să fug după ea. Te bat pe tine. Tu erai aia de la început care făceai figuri? Aha. Hai, maimuțică, hai. Bun. Am câștigat. Nu știu dacă e bun planșa asta pentru Edgar, s-am avut eu noroc. Bun, ok, să vedem, 650. Practic ar trebui să câștig doar 5 meciuri. Dar o să fie mai interesant, o să jucăm și altceva. O să jucăm un heist. Hai, jucăm un heist. Dacă văd că pierde, deci scopul meu să-l fac pe Edgar la 700 în video ăsta, dați-vă aici cu like, cu forță, că poate așa o să meargă mai bine. Eu zic că da. Face sete, deoarece e destul de cald. O să vedem. Ah, dar trebuia să am... Mă duc aici, mă duc și aici frumos. O, bă, calmați-vă. Calmați-mă. Calmează-te, măi. Calmează-te, măi. Bă, ce damage dau la noi. Lasă-o bate-o, lasă-o bate-o. Mi-a luat 20% din asta. Da, cred că mă duc să atac. Faza este că n-am... Hypercharge pe Edgar, nu poate trebui să cumpăr. Hypercharge te ajută foarte mult. Hai că e de bătut, cred că e batem, dar na. Am jucat așa mai defensiv, mai știi cum este. Mă duc aici puțin să dau și-o în asta. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Că Edgar dă damage mare. Asta e bine. Nu trebuie să fac altceva. Da, câștigăm. Faza este că o pus foarte bine. Hai că am câștigat. Bă, 6%. Bun, de câștigat câștigăm. Dar consider că fără Hypercharge Edgar se chine puțin la planșa asta. Ah, bun, super tare. Bă, mă bucur că am câștigat. Îl fac de 700. Am vrut să văd cum câștigă. Ok, bun, o dat 9. 659, ce să jucăm ceva mai interesant. Knockout, să jucăm knockout-ul ăsta. Na, vedem. La 700 mergem la alt brawl, că vreau să fac pe toți brawl de 700. Să am și eu 40.000 de trofee, cam 39.000 și ceva. Și smooth brawl, care cred că am la 200 sau așa ceva de genul. Și dacă îi fac și pe la 700, crește mult. Ia să vedem cine urmează. Să-l luau pe Dynamite. Na, practic n-am ce să fac acum. Și-l luat de planșa asta, n-am ce să fac. Trebuie să merg așa încet. Oh, nu, am plecat. Am plecat la colindat. Până nu fac ultimata, n-am ce să fac. Nu există ce să fac. Fuuu, ce ne bat. Da, nu pot să-i ajut. Mă duc și-o în dreapta. Mă duc în partea asta. Hai că mă duc. Mă duc aici. Când văd că dă din tufă. Unde-și fata? Bă.
Bă, ce m-a făcut? Da, planșa asta nu știu că câștigăm, dar am pierdut-o. Ai, de mine am pierdut puncte. Da, nu e Edgar pentru planșa asta. Nici eu n-aș foarte. Minus 7. Bun, Gem Grab. Hai jucăm în Gem Grab. Practic, dacă aș juca numai solo show, dar aș putea să joc și la două, șansele de câștig sunt 100%. Am riscat. N-aveam ce să fac. Trebuie brawl de distanță. Haide. Așa vedem. Ok. A trebuit să ne surcăm. Destul de bine aici. Nu mă grăbesc aici așa puțin la început. Îi las așa se bată, că până la urmă când ai gemurile trebuie să fugi cu ele. Așa. Așa, bateți pe voi. Vin și la un moment dat. O să vin, stai liniștită că o să vin. Ce faci, Max? Aha, Max. Gata, Max. Stai în barca ta, în cotețul tău, hai. Hai să-l bag pe ăsta. Să-l bag pe ăsta atunci. Bun. Iar vine Max. Ce faci, mă, Maxule, măi? Crezi că faci ceva? Atâta ne trebuie să nu câștigăm. Atâta ne trebuie. O, ce mă nervează. Își folosești toate gadget-urile. Tu folosești gadget-urile ca să câștigi. Nu e nicio problemă. Dar la un moment dat ce te faci că nu mi-e fără gadget-uri? Oh, nu. Ia-le, Daryl. Ia Daryl. Sau nu, ăsta, care e? Lasă că rezolvă pe Max. Îi fac 50, eh? Mă duc aici să-i distrug chestia asta. O, bă, ce-mi fac ăștia? Mă termină. Ok, 9 suntem. Bun, hai că una o iau eu. Hai. Bun, haide că mă... Ia-o, o iei tu, Daryl? Hai tu. Aha, ce faci, Max-ule, măi? Aha. Ce faci, mai mâncat piftie? Te-am făcut pateu? Gata, am câștigat. Ia-le tu, că te apur eu, ia-le tu. Să-l bat eu pe Max. Max-ule, ce faci? Oh, fără gadget te descurci? M-am bătut totuși că l-a ajutat, dar na. Bun, am câștigat meciul. Max e un brawler foarte bun, dacă știi să joci cu el. Și am crezut că ne bate. Dar e și un brawler destul de enervant. Dar eu vreau să câștig cu al meu. Ok, avem 8, avem 660, să zic 4 meciuri. Așa vedem. Bun, ce aș putea să jocăm? Un Brawl Ball? Joc un Brawl Ball și după aceea joc numai normale, deoarece e destul de greu. Brawl Ball 700. Aș putea să câștig câteva meciuri la solo show, dar o să fie totul foarte bine. E nașpa când pierzi, când câștigi bine. Au și Edgar. E fain. Avem MZ, l-au pe ăla. Bun, hai mă duc aici. Se bate cu Frank. Ce fain e viața. Ce fain e viața când câștigi. Îți dai că Frank poate să aibă ultimată. Duc aici. Francule, ce faci, mă, Francule, mă, zici că ești... dar cine a dat în mine? Edgar! Mă, Edgar! Lasă-mă să-l bate Frank! A prins momentul, ne-o cafti pe toți. Nu contează, am ultimata. Bă! Ne-a făcut-o, da! N-am destul de damage ca să-l bat pe Edgar într-o secundă. Duc aici, nu ce să fac. Îl bat pe ăsta mare. Degeaba, că-s toți acolo, tot au calcălare unul pe alții. Nu! Da. A jucat bine. Așa, bun. Toată asta Francul nostru a câștigat best player. Bun, o să jucăm solo showdown și după aceea două showdown, ultimul match. Ca să faci 700, pentru că la meciurile alte poți să pierzi, contează și foarte mult de echipă, contează cât foarte mult și cât de bună echipa adversă și... Na, până la urmă scopul să facem și 800 de trofee. Pe primul brawl n-am făcut niciodată. Ok. Uite, bă, pe Mortis, ce dă Mortis. Ok, mă duc aici jos. Că-s multe. Le mai ia cineva? Sau sale mele?
Cred că sunt ale mele. Scopul este să devii cât mai puternic. Și dacă devii puternic, greu te mai bat cineva. Aici le-ați luat? Le-ați luat. Ba nu. E una, dar s-ar putea să fie capcană. Bun. Și se bate a doi. Să vedem ce să facem. Mergem și noi pe aici undeva. Mortisul nu prea pot să-l prindă pe Mortis. Că na, fuge. Ce fost aia, frate? Hai, bă, că a fost tare. Oh, nu, dați-mi mine. M-am lăcomit! Știi ceva? Poate nu știu să fac în episodul ăsta, că plâng. Bun, hai, schimbăm. Îmi iau hypercharge-ul, am schimbat gadget-ul. Hai că am sfeclit aici, recunosc că am sfeclit oră de tot. 7 trofee la nivelul ăsta, o să mai joc o dată singur și după aceea joc în duo. O să joc solo. Și o să joc cu shield. Da, aș putea să cumpăr hypercharge-ul pe Edgar, dar parcă n-aș vrea să-l cheltui, nu știu de ce. Poate că e la ofertă sau ceva de genul. Să vedem, vrei să faci 700 de trofee în video ăsta și nu vreau să fac nici video foarte lung, dar în același timp vreau să fac 700 de trofee. Ok. Și o planșă grea. Aici avem ceva în spate, avem una. Bă, iau pasă și poate mă duc după aia. În jocul ăsta contează fiecare, efectiv fiecare star power pe care îl iei, sau box, sau nu știu cum se cheamă chestia asta, contează fiecare avantaj pe care îl iei. Ce bătaie ți-ai tu acum, Meg? Da. Nimeni după ce mi-au cutia. Bătaie ți-ai tu, Meg? Aha, ai văzut, Meg? Hai că ți-a luat-o bine. Piper, ce faci, mă, Piper, mai mânca piper? Mă puneți cu Edgar. Păi dați-mă că dacă vă puneți cu Edgar de aproape și veniți de aproape ca fraier la Edgar, Edgar e destul de descurcăreț, ca zic așa. Așa. Bun. Stăm pe aici. Stăm pe aici că mi se pare că trebuie să fim 4 ca să iau niște puncte și aș vrea să iau 10 maximul. Opa. Opa. Unde e plecat fata? Aici ești. Mă, acolo ești. O, ce bine. O, nu. Suntem prea mulți. O, nu plec de aici. Suntem 4. O, nu, lasă-mă în pace! Să fac ultimata, te rog! Mă enervezi. Bă, dă-i-ne-a. Suntem 4. Alo, Saracuș. Bun. Da. Uuu, pe locul 1! A fost greu. 10. Bun. Mai trebuie 50. Și o mergi cu kit. Ia să vedem. Că mi se pare că nu-i planșă pentru Edgar, deși poți să te descurci, dar sunt prea mulți care sar prea așa. Na. Ia să vedem cum mă descurc cu pisica. Pisica e destul de bună. Cred că asta o să fie următoarea la 70 trofee. Ok, să iau pasta din spate. Deci mai bine mă duceam în centru, că erau multe trofee. Să nu știu, nu cred că se cheamă trofee. Upgrade-ul din astea. Hai să fie brava. Bun, mersi. Mersi. Urâcilor. Am la 5. Stăm aici puțin. Bă, dar fraiere. Uite și tu cât dă în mine urâtul. Să fac ultimata. Cea mai bună ultimata de pe planeta Pământ. Oh, frumos. Ah, frumos. Mai sunt doar 3.
frumos. Asta e planșa pentru kit. Da, bun, cred că următorul bloc o să fie kit, care îl maxăm. Ok, cât mai avem? Până la 40.000 de trofee. Destul de mult, zic eu. Avem 39.156. De-abia aștept să vină eventul cu chesturi. Pe data viitoare. Pa, pa!